strada aceea. Una dintre mașini a ricoșat în gardul meu, am cu mașina cât și gardul, a fost daună totală. Pe ambele trotuare, pe ambele sensuri, circulă frecvent personalul de la Alin. Dacă în seara respectivă, la 9, când se fac și schimburile, așa era, ar fi fost un om sau erau mai mulți în fața porții, știm cu toții ce s-ar fi întâmplat. Și nu este un singur caz. N-am venit să solicit limitatoarele de viteză pentru cazul respectiv sau accidentul respectiv. Sunt o grămadă. Soțului meu, de exemplu, pentru că și autobuzele când ies de la autogară, deci ies cu o viteză fantastică, n-au treabă să se asigure, nu se poate, de jumătate din mașină i-a zburat-o. Da? Mașină parcată, efectiv, la imobilul de la numărul 18. Are parcare regulamentară în față. A fost accident, vecina de vis-a-vis, acum, nu știu, 7-8 ani de zile, a ajuns în spital. A dat mașina peste ea. Deci se circulă cu o viteză fantastică, exceptând orele de trafic. Deci aici, efectiv, fac rălim. Pe chiar așa, dar locul nu se răpășește pentru și... În mod normal, aveam mașină parcată în față, dar doar seara aia n-a pus mașina, că așa poate mă mai salva garul. Asta ca o glumă. Nu trebuie, deci de pe stradă am fost desemnată să vin să solicit. Toată lumea vrea limitatoare de viteză, pentru că infernal cu de circul, cel puțin seara, noaptea, este ceva... Eu zic să punem și pe DN7, să punem peste tot limitatoare de viteză. Deci dar este o stradă, o arteră principală din Pitești. Am înțeles. Deci nu e o stradă secundară, nu e rezidențială, nu e o stradă industrială. Nu de la țară. Păi dar ce facem? Nu sunteți, nu sunteți la țară, doamnă. Noi nu suntem un popor civilizat. Dar este, da, și atunci ce să facem? Pentru o persoană, pentru un simplu gard pentru care v-ați despăgubit, trebuie să punem un limitator. Nu știu dacă să punem limitatoare. Pentru o simplă femeie. Punem limitatoare. Doamnă, dumneavoastră sunteți șoferi. Trebuie să mergeți cu 50. Dacă nu mergeți cu 50, suferiți consecințe. Asta e. Și legea generală. Acum, pentru toți, trebuie să prevenim noi cu tot felul de limitatoare. Pentru toți, de ce ne bogați în aceeași școală? Păi, e stradă principală în Pitești. Gândiți-vă că face legătura între centură, da? Stau pe și Nebolcescu. În orele aglomerate. Mai intri și în barieră, trebuie să pui frână, peste tot trebuie să mergi cu frână în Pitești. Ce e importă limitatorul de viteză când se stă vară la vară la multe intervale orare? Bun, și atunci să fuge... Pe mine mă interesează să pună pentru că seara încep să circule cu viteză. În tot orașul să circulă cu viteză. Am fost un eveniment destul de urât acolo. Adică au fost 6 mașini de poliție în seara aia. Nu știu, era bine să fie și un mărț. Vreau mai devreme de două limitatoare, dar nu cred că e cazul de două limitatoare, pentru că unul care aia numerată funcționează ca un limitator, nu trebuie să undeva mai în față. Dar cred că unul se poate învăța. Singurul unde se poate pune la trecere de pieton, dacă e trecere de pieton, și atunci suprafața trecere de pieton. Nu avem decât o trecere de pieton la intersecția bulevardului Nicolae Bolcescu, care e foarte prospusă și acolo. Și acolo au fost aici. Aici la... Poți limitatoare la toate trecerile de pieton, sau doar la trecere de pieton. Poți să pune și zgomot pe de la limitatorul acela. Cred că nu. De-aia o punem la 20. Strada paralelă, dar nu știu exact cum se numește, Găbenii. Acolo sunt limitatoare de viteză. De ce? Că nu e zonă rezidențială, nu? O să analizăm, e destul de complicat. Nu este deloc. Este exact ce nu ne suportă. Da, deci nu vreau utilizarea traficului, dar cu consecințele astea. Eu înțeleg și susțin fluidizarea. Dar nu suntem poporul pentru așa ceva. Mai e mult până ne civilizăm. Și să respectăm niște legi. Dar nu ne-am civilizat dacă tot orașul ar fi doar limitatoare de viteză. Dar nu e tot orașul. Eu nu cred că vine toată lumea să solicite și solicită acolo. Te arăt aici din 4 de 20 de 30. Una care ne zi numai cu limitatoare. Strada este foarte aglomerată. Dacă mai punem și acest obstacol, o aglomerăm și mai poate face la fiecare șofer strada paliată. Seara am vor încetine. Aglomerația este doar când se fac schimburile de la lit. E nebunie atunci. Dar nu încetinește lumea la calea ferată acolo?
Și după calea ferată, pe așa s-a întâmplat, a trecut în calea ferată. De la calea ferată până acolo n-au cum să prindă o așa viteză, asta e părerea mea, nu știu ce s-a întâmplat. A trecut de calea ferată, că avem mărturie de la poliție, când mi-am făcut și procesul verbal, da? A trecut de calea ferată, au început să se depășească, da? Ăsta care a fost depășit, sau care a fost depășit, n-a fost atent, da? Și a dat ăsta din spate, l-a aruncat direct în gardul meu. Fenomenul ăsta se întâmplă pe orice stradă, dacă noi le limităm cu asemenea limitatoare, o să creăm da, acolo un o aglomerație extraordinară. Cred că o să atât de tare traficul. Cine e de la? Noi avem o succesiune de eveniment acolo și cumva o să o discuție altfel decât tiparul obișnuit. Eu cred că e un limitator de strică. Cine e de la? Tu ce faci? N-am mai? Împotrivă, abține? Împotriv. 2, 3, 4, 5. Dar ne gândim la tot traficul care este și intră de la limit, pentru că vor fi toți obligați să încetinească la acest limitator la orele de vârf? Dacă nu merge, știți că eu sunt împotrivă. Nu merge, îl dăm afară. Nu merge, îl dăm afară. Să înțelegem așa, că la orele de vârf traficul oricum este intens și se circulă ușor, se circulă greu. Și că dacă o astfel de măsură dar mai se dovedește a nu fi constructivă, putem să revenim oricând asupra ei. Dar mai avem o variantă aici și fluidizăm mai bine traficul. Deschizăm locurile de parcare, pentru că domnii își pot băga mașinile în curte și vom avea o stradă mult mai lungă, largă și avem și trotuare dedicate pietonilor. Dacă noi vom pune aceste oblitoare, la fiecare ședință, că suntem cu toți aici, avem din cel puțin jumătate de niște cele limitatoare, cum deveni un oraș blocat. Și același lucru, dacă deschizăm locurile de parcare. Da, așa că s-a votat pe parcare. Da, super, gata, vă mulțumesc. Deci, folosesc dacă este să chemăm fiecare persoană care vrea limitatul în sat. Ce vom face? A zis domnul comandant să rămână acolo de bune și vedea nu merge în sfință. Același lucru o să vină și doamna data viitoare. De ce pe strada aceasta am pus limitator și la dânsa n-au pus? O să-l facem? Da, ok, s-a votat. Doamna vrea, nu limitator, vrea sensul cealaltă. Păi da, dar după aia voia tot limitatul. Măcar limitatul.